postul de televiziune cu pricina nu este însă la prima încercare de denigrare a lui Constantin Gherghe. Au gafat și de această dată prezentând un material în care spuneau că edilul municipiului ar dori distrugerea parcului Dragalina din centrul orașului. Nimic mai neadevărat, susține primarul, care și-a demonstrat în ultima perioadă intenția de a proteja spațiile verzi și mai mult decât atât, acolo unde se poate să construiască altele noi. Eu cred că este o glumă cu distrugerea parcurilor care s-ar dori din partea mea sau a primăriei, atâta timp cât dumneavoastră știți foarte bine că avem prins pe buget și chiar lucrăm și ați văzut că numai într-o lună am inaugurat 3 parcuri noi în Turnul Severin și avem prins pe buget reabilitarea a încă 3-4 parcuri, iar Parcul Dragalina mai mult ca sigur va fi prins la anul pentru reabilitare în totalitate și a lui, pentru că și acolo aleile sunt distruse datorită vechimii și pomii care au distrus aleile. Deci e o glumă dacă sau e o găselniță acestui post de televiziune care nu mai are subiecte. Primarul municipiului a găsit și un cuvânt pentru cei care, în loc să relateze subiectele așa cum sunt, preferă să le fabrice. Edilul îi numește pe aceștia guriști, desigur în sensul bun al cuvântului. Probabil acest post de televiziune continuă în aceeași notă pe care o are de vreun an de zile. De fapt, să știți că nu este. Și această atitudine de gurist este... În ce sens? În sensul corect al dicționarului explicativ al limbii române. E și asta o meserie. Numai că e total diferită de ceea ce vor să facă acești oameni care lucrează în presă. Constantin Gherghe crede că a devenit ținta atacurilor acestui post de televiziune după ce primăria a reziliat contractul prin care acest post obținuse un teren unde să construiască un centru media. Televiziunea cu pricina s-ar fi obligat să mediatizeze acțiunile primăriei, numai că reprezentanții postului au început să arunce cu noroi în funcționarii instituției. Așadar, au pierdut pe mâna lor și pare să-i supere acest lucru.